Noua clădire pentru liceul Valdorf este prima de acest fel construită în Timișoara după Revoluție. Deși nevoia de corpuri noi de licee este una extrem de mare pentru Timișoara, până la administrația Friț, niciun edil nu a reușit să se ocupe de acest aspect. Viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău, face turul liceului. Liceul Valdorf, prima școală nouă construită în Timișoara în 30 de ani în întregime. Pe cum puteți să vedeți, ferestre foarte mari, foarte luminoase. Este o școală mare, cu 20 de clase, cu săl de sport. O școală nouă de la zero, într-o locație în care nu mai exista până acum un liceu. Haideți cu mine să vedem cum arată noua școală la Waldorf. Clădirea are peste 24 de clase și va putea să fie o școală peste aproape 500 de copii. Avem sală de sport nouă, avem cantină, bucătărie. Desigur, toate utilitățile sunt noi și școala este o școală ecologică, branșată la rețeaua de termoficare a orașului. Avem o școală cât mai sustenabilă, spațiile sunt mari și luminoase, sălile oferă condiții ideale de clasă. Este o sală care are multe atelier, avem ca și un atelier de tâmplărie, avem atelier de lucru manual, atelier de informatică. Va fi o școală care va pregăti copiii Timișoarei nu putea să aibă această școală o intrare altfel decât foarte spațioasă și foarte luminoasă, exact cum sunt toate cele de clasă de această școală. Investim în Timișoara, investim în copiii Timișoarei, construim școli. Administrația locală continuă să investească în educație.